Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un mic nou episod din Minecraft la perfectul greu pe mod pack-ul SevTech Ages. Oameni buni, în primul rând trebuie să discutăm un pic de tot despre noul program pentru această serie. Acum nu este noul program, este un program obișnuit oarecum. În momentul în care sunt la zi cu episoadele și vreau să fac pe live-uri, să construiesc, să ne mai jucăm pe aici, pe harta asta noastră, să facem chestii pe care, în mod normal, nu le-aș face pe episoade, în momentul ăla trebuie, live-ul se face seara și automat trebuie să înregistrez episodul în ziua în care îl și public, ceea ce înseamnă că episodul o să apară mai târziu de ora 10. Atunci când episoadele apar la ora 10, înseamnă că a fost înregistrat în ziua anterioară. Deci asta ca să știți. Drept urmare, nici un program clar nu o să avem pentru aceste episoade în momentul în care sunt la zi cu ele. Deci să nu vă panicați, aoleu, nu apare, aoleu, ce se întâmplă. Eventual, dacă nu apare episod de Minecraft în ziua respectivă, o să pun o postare pe Minecraft, pe Community Tab. Știți cum sunt astea, cu poze, cu text, cu chestii de genul ăsta. Bun, una la mână, doi la mână, hai să punem așa, mi-am reîncărcat jmecheria de Interdimensional Cage. Ce am mai făcut pe aici? N-am mai făcut mare lucru, mă sperie un pic mosul ăsta, că am impresia că cred că trebuie pus la umbră. Nu sunt foarte sigur exact ce se întâmplă cu el, pentru că pe aici se împrăștie un picuț, dar după aia dispare din locul unde l-am pus eu inițial. Așa că eventual o să încercăm să vedem, nu știu, să-l punem pe aici, măi. Uite, deci ține minte că am pus unul acolo și eventual, uite, punem și unul și aici și să vedem ce se întâmplă dacă are un bloc deasupra. Că aici nu are blocuri deasupra și mă gândesc că poate asta este problema lui. Una la mână, doi la mână. Data trecută am fost noi în The Betweenlands. Am văzut unul, două comentarii cum că nu vă place Betweenlands. Cum să nu vă placă, bă, Betweenlands? Am mutat asta de aici, nu știu dacă v-am arătat că am mutat aici. Nu mai știu. Cum să nu vă placă, fraților, The Betweenlands? Sunteți de buni, sunteți... Așa, și de ce am fost noi în magnificul The Betweenlands? Pentru că... 1, 2, 3... Bam, bam, bagă-te odată acolo, bagă-te odată acolo, bagă-te odată acolo. Vrem să facem o nouă sursă de mâncare. Până acum ne-am chinuit destul de mult cu ciorba aia făcută la castron. Dacă o mai țineți minte, dacă nu mai țineți minte. Stai mă că mai am aici, mă, bă, băiatule, mă. Bun, și am furat noi data trecută, nu mai știu pe unde le-am pus. Uite-le, semințe de white pear, my friend, white pear. Bun, și de asemenea, ce am nevoie de ăla? Am nevoie de ăla, am nevoie de niște pământ purificat. Avem mai mult de atât? Ăsta e tot pământul purificat pe care... ok, mă speriați, e ok, în regulă, nu vă panicați. Cred că merge și aia acolo. Așa, purifică în continuare, te rog, my friend. Și hai să vă arăt cum se funcționează în magnificul mod pack. Aici era lupățica, știam eu. Cum funcționează în The Betweenlands partea cu agricultura, fraților? Eu am pus pe aici pe undeva, din câte mi-am aminte, un chunk loader F9. Vreau să păstrăm agricultura în chunk-urile astea care sunt încărcate, da? Ok, aici am pus o grămadă de papură dintre asta ca să ne distrăm cu ea. Și cred că ar fi cazul... Nu prea am nevoie de apă, că din câte îmi dau eu seama... Agricultura asta din The Betweenlands nu are nevoie de apă, cât are nevoie de fertilizator, de compost. Compost pe care l-am făcut noi, dacă vă mai aduceți voi aminte, în șmecheria asta de aici, da? O să mă uit imediat acolo, că vreau să mai testez o chestie apropo de compost. Bun, bam, 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 bam. Am purificat pământul ăsta ca să nu avem probleme cu cuvinte. Microbii din The Betweenlands, cuvinte, așa, și putem să plantăm fain frumos magnificile noastre pere, pe care știm că le-am luat din niște liane care atârnau și se pare că, de fapt, putem să le punem pe pământ, pentru că logică, da? Ok, și chestia asta micuță acum, dacă ne ducem noi jos și facem rost de niște bone meal, da, o să vedem. Băi, trebuie neapărat să-mi fac... cumva să urc pe aici mai rapid, frate, că mă disper. Hai să scoatem F9-le momentan. Dacă scoatem noi un pic de bone meal, ar trebui să meargă treaba, da? 1, 2, 3, 4 și bang. Am luat o dată și am luat o white pear, am luat o pară dintre asta. 1, 2, 3, 4, perfect. Și la a treia ar trebui să dispară planta, ar trebui să dispară și compostul. Da. Deci, pentru fiecare bucățică de compost...
putem să obținem 3 pere. Cam asta ar fi ideea generală, da? Hai să vedem. Deci am avut 28 de semințe. Sunt curios dacă ne dă o sămânță înapoi sau ne dă... ne-a dat mai multe pere. Da, mă, ne dă... obținem multe, mult mai multe semințe înapoi. Perfect! Îmi place. Bun, nu mai avem absolut deloc niciun fel de compost. Ce am pus aici, ca să testez... Deci eu până acum am folosit Swamp Reed normal, da? Și am trântit acolo. Nu mai știu cât, dar ca idee. Și luam 3 compost. Acum am pus acolo, nu Swamp Reed, am pus Reed Rope. Care se face 3 Swamp Reeds, obțin 4 Reed Rope din astea. Sunt curios. Nu, deschide. Dacă tot 3... obțin cu una în plus. Ok, îmi place. Vreau. Bagă la loc acolo, te rog frumos. Da, vreo 20 de bucățele din astea. Închidem, cred că o să mai trebuiască să mai facem compost. Băi, îmi dispare ăsta. Cu tocul name tag îmi dispare gușterul. Nu este o problemă foarte mare, dar îmi dispare și nu-mi convine. Ce mai putem face cu perele astea? Hai să vedem, putem să le combinăm. Deci cu, dacă facem cu dried swamp reed dintre ăsta o gogoașă. Ok, putem să combinăm cu o pară și obținem acest jam donut. Foarte, foarte șmecher. E ok din mai multe puncte de vedere, dar important e că ne dă fructe și grâne 4,3%, să nu mai stau să-mi fac griji și să nu mai stau după castroane. Da, mai putem de asemenea dacă combinăm cu un sludge jello, care sludge jello știm că se obține punând la fript aceste sludge ball-uri. Da? Numai că ăsta ne dă numai fruct. Ne dă într-adevăr super fruct. Adică 50% plus o grămadă de sațietate. Da? Se vede acolo, da? Mamă, dar chiar cu o grămadă de sațietate. Ok, nicio problemă. Mă rog, noi pentru sațietate avem în general carnea de buffalo, da? Aia avem, n-avem absolut niciun fel de problemă. Dar ăsta mă interesează pe mine în mod deosebit. Iar a venit noaptea. Ok, și acum... cred că putem să ne facem de cap aici. Bine, astea putem să le așteptăm după ele, bineînțeles. Nu e absolut niciun fel de problemă. Sincer să fiu, nu știu exact. Să-mi fac 3 pe 3, mă. Nu știu. Deci asta o să fie zona noastră de fructe. Așa. Hai să consumăm tot bone meal-ul ăsta ca să stai liniștit. Sau tot bone meal-ul sau compostul. Depindem foarte mult și de compost. Bam. Da, deci de fiecare dată numai 3 culturi. Gata, tati. Ia și de acolo. Și uite că am consumat și bone meal-ul. Perfect. Ok, mătăluța acolo. Ăsta le păstrăm. Ridu, cred că trebuie să-l păstrăm și pe ăla. Să mergem jos aici și să vedem. S-a terminat, nu s-a terminat. Avem 20 de bucățele, perfect. Așa, hai să vedem aici. Bam. Bacă-te mătăluța acolo, mătăluța acolo. Ok, scoate crafting table-ul portabil. Și hai să ne facem bam. Din păcate asta e. Că am nevoie de foarte, foarte mult reed dintre ăsta. Poate am putea să automatizăm cumva, mă, toată șmecheria. Da, și ne dă numai câte o gogoașă. Fie rar să fie. Nasol. Dar vreau. Trebuie, nu știu, o să trebuiască să automatizăm la un moment dat. Vedem, noi ne descurcăm, suntem băieți deștepți. Ok, deja s-a mai făcut acolo, nu e asta o problemă. Ce mai vreau să mai facem? Deci asta să fie o sursă de mâncare care să fie cu fructe și grâne, da? Mai vreau de asemenea să facem o sursă de mâncare care să fie cu proteine și legume. Da, așa că o să încercăm să vedem dacă reușim să facem treaba asta. Raw beef, legume, nu mai am cartofi? Ăla eu. Nu mai am cartofi aici. Ok, nicio problemă, mergem în partea asta la alta. Așa, și în felul ăsta nici nu mai depindem de de cauldron-ul ăsta al nostru de aici. Uite, are o animație. Interesant. Pentru că stăteam după el. Asta e ideea principală, da? Și aici avem, se mișcă destul de repede treaba. Nu avem absolut niciun fel de problemă. Știi ce cred că aș vrea să pun un crafting table acolo. Am cumva un crafting table deja făcut. Ăla eu. Cine le de primul are nota 10? Nu-l vă, frate. Bine, ok, hai că luăm niște scândurile de aici. Bam. Perfect. E pe mătăluță să putem să te punem pe aici pe undeva, vreau niciun fel de problemă. Și bam. Așa, și ce ziceam, mă, că facem? Nu mai știu de ce am luat crafting table-ul ăsta aici. A, da, gata, mi-am adus aminte pentru asta. Bam. Ok. Și are acces și la... tare! Are acces și la asta de aici. Da, corect, așa este. Bam. Am rezolvat și pe mătăluță. Perfect. Și iarăși mai putem să mai facem încă 4 bucățele. Jbam.
Perfect, amuntu. Și se mișcă treaba suficient de repede. Bun, pentru proteină, ce vrem să fac? Proteină și legumă, da? Pentru proteină și legumă, eu aș, cred că vreau să ne întoarcem la ceva mai, mai vechi, ca să zicem așa. Și avem acest pork dinner, da? Care iarăși destul de, de bună asta de mâncare și ne dă câte 3,4%. Nu este ceva extraordinar, dar ne dă. Sau steak dinner. Am înțeles, acum steak and protein. Păi zi, bă, ia uite, bă, ce-a avut. Deci trebuie să fie neapărat raw pork chop, deci avem posibilitatea între pork chop sau beef. Înțeles acum problema. Ok, avem cooked pork chop acolo. Și dacă facem așa, contează. Cred că contează, că asta văd că nu-i place decât cu, cu morcov în același timp. Pot să pun morcov crud? Nu, nu pot să pun morcov crud. Bine, bă, tăticule, bă, hai să facem așa. Bam, bam, bam. Așa, să facem și cartofii, că nici de ăștia nu putem să punem cruzi. Bam, 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 perfect. Și de asemenea, hai să vedem o dată așa. Bun, și după aia o dată așa. Bun, bun, perfect. Și ne-am făcut o grămadă de treabă. Ok, mătăruță la loc, purified ăsta mai vedem prin alte părți. S-a terminat ridul? S-a terminat ridul. Ok, bagă de metal. Nu, nu, nu vreau acolo, vreau aici. Și bam, 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 bam. Bam, bam. Și ne-am făcut cu 15 frumuse din astea. Tu poți să stai acolo momentan. Tu așa, tu așa. Și revenim imediat și la mătăluța. Okay, o să trebuiască să ne facem niște ordine pe aici, că e momentan e dezastru, dar n-am timp. N-am timp de ele. Pământul, măi, caut pământul. Give me the dirt. Aici era pământul, bineînțeles. Ața acolo, hai să ne întoarcem sus la ale noastre. Băgăm și pe ăsta așa. Bun, hai să punem lopățica aici. Pământul aici. Și gata, suntem un picuț mai liberi. Hai să vedem cum stăm cu nutriția. Oribil, bineînțeles. Ok. Ce ar mai trebui să mai facem? Nu știu, astea pot să le mănânc chiar dacă nu mai mi-e foame? Nu, perfect. Ok, întrebare, la capitolul charm. Știu că avem un gluttony charm. Gluttony charm care se face cu ață, trăiață și un măr de aur. Golden apple. Sunt două mere de aur. Unul care e înconjurat așa. Și nu așa. Cred că pe ăsta îl vrem. Ok, hai să vedem de unde facem rost de niște mere de aur. Deci un măr sigur pot să-l fac rost de pe aici, de pe neoa, nu? Nu te cred că nu mai am mere. Fagi. Bă, serios? Serios? Da, mă, nu mai am mere. Ok. M-a pus să... De să tai. Hai să tăiem. Hai să ne apucăm de tăiat. Unde e, mă? Uite-l aici. O măr dat și la mine, la om amărât. Ha? Ha? Tu ăla eu, ăla eu. Hai că nu vreau să tai restul. Trebuie să tăiem și restul. Firar. Un măr, un măr. Pentru nenească. Hai, te rog, te rog. Bă, știți ce? Dar nu, că am nevoie de un măr ca să pot să fac... Există un apple. Apple, apple, nu. Nu, 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 nu. Apple sapling din rustic. Apple seeds. Aha. S-ar putea să avem niște semințe de, de măr pe aici pe neva, dar ne trebuie un măr. Ia, mă, avem cumva apple seeds aici din întâmplare, grape seeds, chili pepper seeds. Nu, nu avem, nu avem semințe de, de apple. Ia, hai să vedem. Ai, eram sigur că n-o să ni merg. A, de aici, fraților, mi-am adus aminte. Am scos, cum se chema, mă, sound bubble-ul ăla și mi l-am pus la gât. Uite, asta e rețeta, destul de simplu, da? Super sound muffler, super sound muffler. Probabil că resetez totul dacă faci așa, nu știu. Ok, și punându-l la gât, poți după aia să vii și să setezi, da? Ce anume vrei să nu, să nu ți se audă. Ca să îmi scot blocurile astea de sound muffler de pe aici, da? Pentru că mă enerva, eram acolo și nu auzeam când spărgeam strugurii mei. Da, și aici putem să ne ducem și să zicem așa, băi, ceva de sheep, da? Sheep, ba, vedem aici că mi-am pus eu sheep, herd, death, ambient, cred că ăsta e. Bun, și dacă adăugăm sheep ambient, dintr-o dată nu o să se mai audă cum urlă oile, da? La fel și pe pig oinks. Ia să vedem, P-I-G, ambient ăsta probabil.
Și din deodată nu se mai aud nici porcii. Hai să vedem și la vaci. Caustel ăsta. Da, și acum se aud doar pașii. Și la fel mergem pe aici și la fel nu se mai aud nici buffalo, da? Ceea ce este super extra ultra bine, da? Și asta putem să ducem și să punem oriunde vrem noi pe acolo. Și mă bucură foarte tare că am la purtător, am un sound muffler la purtător. Nu știu dacă v-am arătat data trecută sau nu treaba asta, dar este mă gândesc eu că e mult mai bine să faci așa anumite sunete pe care nu le vrei. Măr. Anumite sunete pe am dat double space, n-am vrut. Pe care nu le vrei, decât să fie toată zona în liniște completă. E super, super dubios. Și acum, în momentul ăsta, cred că am putea să ne ducem aici și să dăm off la subtitle, să nu ne mai apară chestia aia acolo. Cred că ați urlat la mine. Cred că ați țipat la mine. Aveam 4 mere aici. Bun, am obținut o sămânță de măr. Ăsta sunt frunze de măr și se pare că atunci când dăm cu bon meal pe ele, ni se dau la mere căcălămărianta. Oare am putea să facem ceva cu merele astea, mă? Putem să facem ceva interesant? Putem să facem un Tame Undead Horses. Oh, e de fii atent. Putem să facem un Oven Ready Apple Pie, fruct 4%, nu mersi. Așa, și putem să facem un Apple Sprout. Plant below a leaf to grow, din Cyclic. Hai să vedem de curiozitate și treaba asta. Știi ce? Hai să facem ce ziseserăm că începem să facem. Deci 8 bucățele din astea în jurul unui măr. Bam, 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 obținem un măr din asta de aur. Bun, și cu mătăluță obținem charmul ăsta dacă băgăm niște grâne. Așa, unde dăm și mie 1, 2, 3 și o mică ață. Come on! Perfect, șbang, șbang, pip, pip, pip. Bun, și întrebarea mea acum, glatteni charmul ăsta. Ok, une nu pot să-l pun. Ia, stai puțin, hai să... Deci pot să pun acolo. Cred că nu mă lasă decât aici. Nu! Nu! Nu, asta e în secondary hand. Nu vreau să cred că e în locul sleep charmului. Come on! Nu, că nici sleep charm-ul nu încape în alt slot decât acolo. Aaaa, tâlharu. Cum facem, fraților? Glutonic charm-ul, fiți atenți cum facem. Păstrăm glutonic charm-ul să putem să, numai în situații... Stai că n-am pus la loc ăsta și nu știam de ce nu pot să accesez nimeni așa. Numai în situații de luptă. Mă gândesc eu că ar fi interesant. Mossbed-ul ăsta poate că ar fi bine să-l lăsăm pe undeva pe acasă. Ăsta, piggyback, nu cred că mai avem nevoie de el. Cred că putem să-l lăsăm acasă. Multe chestii trebuie să începem să le lăsăm acasă cât de cât și aproximativ. Lopățica, cred că și pe asta putem să-l lăsăm acasă. Avem un cufăr pe aici pe undeva unde putem să începem să le mai lăsăm. Pe mătăluța acolo, te rog frumos. Ok, bun, și revenind, ziceam că încercăm o chestie aici cu un măr. Bun, și tu îmi dai niște prostioare din astea, pe care zici tu că aș putea să le pun sub niște frunze. Și ăsta pot să dau cu... Nu, că dau pe frunză dau. Nu pot. Ah, ba. Hai că crește ceva acolo. Băi, lasă-te. Bă, ce măr e ăsta, mă, de... Oh, am înțeles, trece pe mai multe stagii. Păi și aici nu pot să fac click data, trebuie să-l sparg. Adică dintr-un măr obțin două mere, asta vrei să spui. Și după aia unul dintre ele mereu și le înmulțesc în felul ăsta. Păi nu-s de acord. Prefer să dau cu bon meal pe ăsta și să fac o grămadă de mere. Bine, adevărul e că nici nu mai avem nevoie de mere momentan, deci... Mă rog, așa, bun, hai să punem bon meal la loc. Ne-am distrat, a fost fain. Cât o durat, e ok, este în regulă, e magnific. Bun, mătăluța aici mai faci, mai te mai plictisești, ce puii mei faci în continuare? Cook pork chop, cook pork chop, da? Bun, hai să vedem ce reușim să facem cu magnificul cook pork chop. Le zici tu că dacă facem noi așa, obținem... Aaa, mereu uit că îmi dă câte 3 din fiecare. Bă, dar întotdeauna uit prostia asta. Bun, și putem să facem... Oh, perfect, 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 perfect. Mă, chiar mă gândeam, bă, uite că n-avem suficient pork chop.
ca să facem șmecheria. Bun, și problema acum pe care o avem ține de gogoși, final să fie. Trebuie să vedem o soluție pentru gogoșile alea, să obținem și noi mai multe gogoși. Am putea să facem un timer, ceva? Hai să vedem dacă avem un timer, un timer mai deștept. Timer. Nu, n-avem niciun fel de timer. Un repeater. N-avem repeater. Băi, eu știu sigur. Nu, trebuie să ne ducem la Yurgast. Trebuie să ne ducem să facem în Betweenlands Yurgastul. Băgam și ușor. Ok, hai să ne ducem să facem Yurgastul din Betweenlands. Hai să vedem ce avem nevoie pentru treaba asta. Să ne pregătim un picuț. Avem nevoie de niște Night Vision? Nu cred că avem nevoie de Night Vision. Battle of Wine s-ar putea să avem nevoie. Așa că hai să vedem aici un picuț înapoi. Bun, deci hai să vedem niște vin în primul și în primul rând. Niște strugurei, mai luăm de pe aici. Putem să avem un, aproape un stack de struguri în inventar. Îi foloseam pe post de fructe, dar nu mai avem nevoie de ei în momentul de față. Ok, dudule, dă și mie ăsta de aici. Așa, ăsta de aici, ăsta de aici, te rog frumos. Mai am vreo sticluță? Nu, nu mai am nicio sticluță. Și am nevoie de 15 bucățele de vin, da? Na, cu una în plus. Ok, hai să vedem câte putem fura de aici. 9 și mai avem nevoie de 7 de pe undeva. Bun. Ok, și de restul nu mă ocup eu altă dată. Nu stăm acum după ele și astea le ținem la noi, da? Ok, mă toți acolo și elixir de Night Vision mai vedem pe parcurs. Știi ce? Dacă tot mergem noi acum să vedem de magnificul Yurgast, hai să ne uităm un picuț. Poate reușim să facem. Deci merele astea vreau să le las acasică la aici, la mâncărică, da? Poate reușim să facem rost și de un alt măr, unul mai alb, așa. Ăsta. Dacă ne uităm la achievements-uri și ne uităm aici undeva... Cine l-o vedea, cum l-o vedea, asta. Putem să facem într-un table care se face destul de greu, putem să facem acest măr magnific. Upgrade your current map to something much more advanced by eating an iron apple. Mâncând un măr de fier, declanșăm journey map. Journey map-ul se poate declanșa și în age-ul 4, 5, ceva de genul ăsta. Ce am făcut, mă? Asta ca idee generală. Pot să sar aici? Nu pot să sar. 2 secunde. Bam, bam. Așa și fă-te așa, trebuie frumos. Dar dacă vrem mai devreme, și cred că e bine să vrem mai devreme, putem să-l declanșăm acum, da? Ce avem nevoie pentru journey map? Avem nevoie de un black magic something something, da? Hai 2 secunde să vedem niște hârtie pe aici. Parcă să zicem... nu mă întrebați momentan, deci avem nevoie și... Deci el se face într-un basic crafting table, care basic crafting table avem un bloc de iron, sunt de acord. Black iron slate se face pe un anvil cu niște black iron ingot, care se face crushed black quartz. Deci o să trebuiască să mai facem rost de niște black quartz. Black quartz-ul mă gândesc că poate pe un live să mă duc să fac rost de black quartz. Stau să mă gândesc, unde aș avea eu niște black quartz pe aici și pe acasă. E posibil să avem aici? Crushed black quartz. Black quartz ore. Ok, din mătăluță putem așa să-mi dă una. Putem așa și-mi dă tot una. Dacă fii atent că dacă punem într-un grindstone din Astral Sorcery, chance to double output este de 85%. Bă! Și ăsta cum se obține? Într-un luminous crafting table, un marble cu planks, orice fel de planks, sau trebuie să fie dark oak neapărat? Ia stai așa un pic. Deci în primul și în primul rând, ia crush black quartz-ul, ia și pe ăsta. Ok, nu mai avem pe aici black quartz, nu? Nu. N-am vrut, îmi cer scuze. așa. Nu, stai că mă apuc, mă deviez de la subiect, fraților, îmi cer scuze, îmi deviez super, super de la subiect. Nu știu dacă mai avem marble, este foarte posibil să nu mai avem niciun fel de marble. Ok, nicio problemă, dark oak, 2, bam, bam. Ok, pot să fac mai multe? Gen să facem 2 grindstone-uri din astea? Bun, am ajuns, le-am făcut deja în Luminous Crafting Table, așa, le punem aici. Întrebare pe tine, da, se pune câte unul. Wow. Wow, de ce se întâmplă așa? Bun, și aici. Zici, mătăluță, că în grinding stone-ul ăsta. Nu, stai așa că trebuie să
Explică și mie cum merge treaba, că nu-mi dau seama. Trebuie să dau un continuu. Opa, opa. De la 3 la 5, de la 3 la 5. Du-i, ești nebun? Și dacă dau așa, trebuie să dau un continuu. Ca asta nu rezolvă, dacă trebuie să dau un continuu sau dacă merge cât un pic. Asta știu că cât un pic trebuie dat. Asta se folosește, deci grindstone-ul ăsta se folosește în mod normal, pentru, e o gresie, da? Pentru ascuțit cristale. Ok, deci eu cred că trebuie dat în continuu. 5-7, dude-și cu capul? Deci nu vine să cred că merge treaba asta. Scuze. Opa. Păi și acum de ce dintr-o dată merge mai rapid? S-a păstrat încărcătura de data trecută? Cât e dubios! Ok, bun. Așa. Și avem nevoie de un black iron. Deci un praf. Ăsta se obține tot dintr-un praf. Praf. Și ăsta ai să stragi palme. Deci aici 5 cu încă 5, vin 10 bucățele de praf din asta. Avem 10 bucățele de praf. Perfect, bun. Acum, tu îmi spui mie de asemenea că avem nevoie pentru fiecare prostie din asta, iron rod, asta ne probleme. Stardust. 1, 2, 3, 4, stardust. 5, 6, 7, 8 stardust. Avem 8 stardust? Mă, surprinzător, avem 8 stardust. Oh my god, fii atent. Bun, perfect. Bun, păi și acum... Asta înseamnă că noi putem, mă rog, putem să pregătim crafting table-ul respectiv, corect? Trebuie să băgăm numai, trebuie un pic aici, trebuie să avut grijă. Deci tu îmi zici mie că cu 10 bucățele de fier, ca să facem aliajul ăla, 2 secunde să dezactivez prost. Nu. V-am mai zis și chestia asta. Fac click o dată și milia de 2, 3, 10 ori. Nu-mi dau seama exact de ce îmi face chestia asta. Bun, și mătăluț am zis că 10 bucățele aici, 10 bucățele aici, da? Bun, și acum ne ducem la furnace-ul nostru magnific. Ok, bam, bam. Și ar trebui să se facă aliajul respectiv. Corect. Hai că reușim. Ok, mai am nevoie de un bloc de fier și două crafting table-uri. 8, perfect. Magnific. Dă-te, foloc. Așa, un bloc de fier. Asta înseamnă 9 bucățele, nu? Dar un bloc de fier nu avem aici, direct bloc de fier, nu? Nu, trebuie să ne facem noi, nicio problemă. 9. Mai am pe aici ceva, nu mai e nimic pe acolo. Pune-te și mătăluță. Hai că iar vine noaptea peste noi. Mamă, ce repede trece timpul, fraților. Când te distrezi! Ok, și asta așteptăm un pic cu supele. Bun, hai că am mai făcut niște gogoși. Încă o dată, hai să ne mai uităm aici. Deci mătăluța ai nevoie de un lingou întreg și restul plăci de lingouri, da? Gata, șeful, dăm barosul, bam, 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 bam. Nu știu care-i sunetul. Să-l pun în boble aici. Credeam că e ceva de la Anvil, dar se pare că nu e de la Anvil. Ce pui mei făceam, frate, că nu mai știu. Dă-mă cu net. Urăsc că nu face chestia asta. De la o parte, lasă-mă face. Stai să mă să mai iau că o să ni se ducă sigur ciocanul vieții. Dăm două bețe, te rog, așa. Bun. Revenim la ale noastre. Bag așa, să mai avem 5000 de ciocane aici în plus. Deci am zis că unul păstrăm și restul le băgăm, da? Nu vreau să pun soundmufflerul ăla la loc mama lui de soundmuffler. Ai, buba. Gata? Gata, tati. Bun, și aici parcă cu plus făcuserăm noi, da, să le putem pune pe perete. Ok, alea-s toate. Ok, s-au dus. Bun. Bă, m-am prostit. Asta era cupru. Era freaking cupru. Bun, deci avem 16 de astea. Ia uite bă, am stat ca prostul. Pune-te așa. Și făceam la cupru, nu o să fac la fier. Doamne, m-am prostit. Mamă, și când ziceam, gata, suntem. Am terminat, mai avem puțin. Adio, la revedere, drum bun. Bun, hai să ne uităm până un alta. Hai să vedem ce pana mea facem cu mărul vieții. Cum îl pregătim? Trebuie să-l pregătim și pe ăsta.
Vreau să fac crafting table-ul ăla, dar se pare că nu e cazul. Se pare că putem să ne pregătim aici. Avem nevoie de un ring of ascent. Ring of ascent. E ăsta de la avem noi, mânuță? Da, e ăla de la avem noi, mânuță. Nasol. Nasol, nasol, nasol. Ok, după aia avem nevoie de un map magic focus, ceva. Magic focus, care se face, din câte mi-am eu aminte, cu o pană de corb. Bam, 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 și mătăluță. Ok. Poți să le fac la mine în inventar? Da, perfect. Bun, mai departe. Avem nevoie de un empty map. Ești tâlhar la faza asta, dude. Ok, hai să le punem aici. Ești tâlhar la faza asta că nu stau acum să fac cu busola nouă, așa că o să folosim busola asta. Mi-e ciudă că trebuie să folosesc busola asta, dar mă rog. Halva Yetifor nu avem de unde să facem rost. Dar avem map focus și cred că avem nevoie de două, pentru că unul trebuie să stea aici și unul dintre ele trebuie făcut. Ok. Nu. Stai așa. Perfect, perfect. Deci mătăluța acolo și mai trebuie să mai facem o pană. 1 2 3. Ok, bam, bam. Bam. Pana vine acolo. Bun, mersi. Mai departe. Astea o să fie cele mai greu de obținut, Charm of Keeping-urile astea. Și ăsta o să trebuiască, deși pe noi ne interesează Alpha Yeti Fur și Lamp of Cinders astea. Bun, ăsta putem să-l punem înapoi acolo, tot frumos. Avem un Charm of Keeping, da. Bun, care se obține. Mai avem mult și bine până obținem următorul Charm of Keeping, din păcate. Bun, hai să te păstrăm pe mătăluță așa. Să știm de tine, bam, 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 bam. Și mai avem o grămadă de făcut rost pe parcurs, da? Cred că putem să lăsăm paper-urile astea aici, pentru orice eventualitate. Și hai să vedem dacă ni s-a făcut șmecheria de metal. S-a făcut șmecheria, deci am nevoie de un bloc la mătăluță acolo. Și... așa, dă-i drumul și la... A, dar nu, că ăsta fură tot lichidul. Stai așa, să ni se termine blocul. Gata. Acum poți să fur tu acolo, te rog frumos. Că fură prostia asta de Liquid Hopper, fură tot. Și nu vreau să fure. Bun, și mătăluță, cică, dacă te ducem aici și începem să batem la tine, obținem niște roduri dintre astea interesante. Băi, eu sper să fie suficiente, nu știu. Câte mai ai, mă? Mai are câteva acolo, hai că le facem pe parcurs. Bag așa, bam, bam, bam. Buboi iară sau nu bubei iară? Deci, mă jur că stau ca pace de fiecare dată când fac treaba asta aici. E oribil! Dă-mi și pe ăla, așa. Că nu vreau să folosesc sound muffler la altul, că nu mai aud nimic, ai buba. Știi ce facem, mă? Fiți atenți cum facem. Options, music and sound, subtitles on. Block broken. Item plops. O să mă uit eu pe înregistrare să văd exact ce sunet se aude în momentul în care bubuie, dacă ne bubuie iară. Wood creaks, bine că wood creaks. Nu mai, gata, nu mai, stai că dau ca prostul, mă uitam în continuă acolo și dădeam aiurea. Ok, bun, am făcut toate cele, mai avem nevoie de încă un crafting table aici, din păcate, că l-am consumat în partea cealaltă. Bun, și hai să vedem. Deci mătăluță zice așa. Basic crafting table. Basic crafting table. Așa. Și mecheria asta se obține cu o grămadă de prostioare din astea. Cred că cu toate. Așa. După aia prostia asta se obține așa. Bun, și pe aia prostia asta se obține așa. Perfect! Perfect! Ce am făcut încă un achievement. Yeah, yeah. Bun, și aici putem să facem, să le mutăm pe astea, nu știu dacă stă, stai mai aici dacă te pun, rămânem acolo, e perfect, dacă rămâne acolo este ideal. Un mătăluț acolo, mătăluț acolo, mătăluț aici. Stai, ce mai era, mă? Cred că se trecură aici, în partea asta, cred că aia se întâmplă. Nu, stai așa, ringă văsentul. Ce ai făcut cu ringă văsentul meu, guștere? Mi l-a dat din nou un inventar, mă. A, nu, că-i bringă-n văsent. Iete, nu știam ce se întâmplă. Așa, bun. Și cu ăsta ziserăm noi că mai avem nevoie de un charm of keeping, lamp of cinders și alpha yeti fur. Gata, șef. Bun.
Cum stăm cu nutriția? Suntem perfect, suntem magnifici. Bam, bam, bam. În sfârșit am și eu. Am și eu două chestii care nu mai îmi lasă castroane prin inventar. Singura bubă acum o să fie cu făcutul de ridul ăsta. Asta o să fie cea mai mare bubă a noastră în momentul de față. Dacă aș reuși să fac o chestie semi-automată cumva cu rids, ar fi ideal cu un piston ceva, dar nu avem timere. Cam asta ar fi problema noastră. Bun, dragilor, facem o mică pauză aici. Momentan așa. Și nenascar vă sunt, dragi și scump, data viitoare, în episodul viitor, mergem în The Twilight să vedem ce reușim pe acolo, da? Ok, dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Să rămâneți bucuriști, până seara România, pe data viitoare!